Sâmbătă 13 mai va avea loc cea de-a 19-a ediție a Nopții Muzeelor, eveniment care va oferi publicului posibilitatea de a admira expoziții, intervenții culturale și experimente artistice, proiecții, prezentări, spectacole, ateliere, animații stradale și interioare, concerte și tururi interactive. 28 de județe din România, printre care și județul Vâlcea, vor fi animate de către cei care iubesc noaptea muzeelor. La nivel național se vor desfășura 200 de evenimente, dintre care multe premiere. Anul acesta în premieră, muzee din Republica Moldova și Chișinău s-au alăturat proiectului pentru o ediție comună a manifestării Noaptea Muzeelor. Astfel, muzeele de peste Prut înscrise vor beneficia de promovare și de reprezentare alături de cele din România în cadrul platformei comune noapteamuzeelor.org au transmis organizatorii acestui eveniment.